a venit vremea să vorbim despre dezvoltare pe termen lung. Craiova este un oraș care așteaptă să facem ceva pentru el. Dincolo de cărpelile zilnice. Un oraș ca acesta nu poate trăi de pe o zi pe alta. Periplul meu european m-a adus aproape și de marile afaceri. Odată întors acasă, ca reprezentant al unei firme germane care furnizează servicii pentru Ford de zeci de ani, am simțit ce îi trebuie Craiovei. Am știut că peste ea a trecut un sfert de veac și că are nevoie de un viitor palpabil. Ca în orice colț civilizat de lume, îi trebuie în primul rând o economie sănătoasă. Știu ce îi trebuie un investitor ca să se așeze aici. Ce îi poate oferi primăria acestuia pentru ca orașul să devină atractiv. De aici începe totdeauna bunăstare. Echipa noastră știe cum să facă asta. Pentru că noi suntem creierul orașului. Deci noi am venit cu un plan, ca să spunem așa, și trebuie să recunoaștem, un plan pentru campanie, pentru a atrage atenția asupra unor probleme care sunt sufocante pentru Craiova. Cum este această problemă a câinilor, care se poate rezolva cu puțină bunăvoință și înțelegere într-un timp relativ scurt, maxim 3 ani de zile chiar se poate rezolva, costurile nefiind atât de mari. Ideea este însă că în spatele acestor idei care erau punctuale și pe termen scurt, cum este aceasta cu câini, cum este acea propunere de a se acorda 1000 de euro pentru fiecare nou născut, cum este propunerea de a se acorda anumite sume de bani profesorilor și doctorilor care sunt navetiști, dar care au domiciliu în Craiova. În spate, de fapt, noi avem o strategie pe termen mediu-lung, pentru că trebuie să se treacă de la ideea aceasta doar a cârpi ceea ce se strică astăzi, pentru că, de fapt, asta înseamnă în acest moment activitatea primăriei, sau cel puțin 80% din activitatea primăriei, să trecem la o activitate pe termen lung, să fim vizionari și să încercăm să dăm coordonatele în ceea ce privește Craiova viitorului. Pentru că, vă dați seama, toată lumea se plânge de transport, dar ar trebui să fim puțin inconștienți că acum să cumpărăm, și fonduri ar fi, 500 de autobuze noi, care, datorită infrastructurii deplorabile din Craiova, în anumite zone, nu în toate zonele, dar în cel puțin jumătate din teritoriul acoperit de regia de transport Craiova, s-ar defecta în prima lună de funcționare. Deci pentru ce să investim niște bani care nu au randamentul economic necesar? Toate trebuie gândite și pentru toate proiectele trebuie să fie gândite într-o clară coabitare cu proiectele din celelalte domenii. Altfel nu se va putea trece de la această stare de mediocritate la o stare de normalitate. Pentru până la urmă, ce dorim? Să intrăm și noi în rândul orașelor europene în care nu se oprește apa caldă sau apa rece, în care nu se oprește căldura, în care autobuzul vine exact la ora care este indicată pe afișajul din stație, la care curentul electric nu se oprește, la care cablul nu cade când este furtună la televizor, da? La care telefonul merge în permanență, o Craiova normală care să facă cetățenii mândri de orașul în care
locuiesc.